oprit Sofia Carson, It's Only Love, Nobody Dies, 15:27 de la... Dar mai bine mă opresc aici, bun venit, Cătălin. Dar ce am zis? Că n-am deschis gura astăzi. Nu mă gândeam că de la alte lucruri da. Se pot traumatiza oamenii. Da, bine, dar eu astăzi am de asta de râs, că la noi e greu să le iei în foarte mare serios. Hop, domnul Iohannis are idei și păreri despre domnul Bode. Ceva ce n-ați mai auzit până acum. Eu ți-am spus, noi facem o saga la radio. Cu domnul Bode, o să mai continui câteva luni și încerc să le explic oamenilor ce s-a întâmplat astăzi. Domnul Iohannis a avut două mesaje importante, odată unul legat de domnul Bode și celălalt legat de așa numita rotativă. Bine, hai să vedem. Hai să povestim. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Așadar, prieteni, o reacție de la cel mai înalt nivel în privința domnului Bode, chestiuni legate de plagiat, știți bine, și bine, au mai fost și alte scandaluri în trecut, dar plagiatul a rămas ultimul pe listă. Și domnul Iohannis astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, ce minune, a răspuns la întrebări, a fost întrebat despre chestiunea asta și a spus că va fi rezolvată, va apărea o soluție. Adică soluția se naște din spuma mării. Va apărea o soluție până la rotativă. Așa, da, de înțeles, rotativa aia va trebui să fie mai. PNL trebuie să găsească soluția asta, că doar nu o să o zică domnul președinte, el nici nu știe despre domnul Bode, așa, în general, e un tip care e necunoscut acolo. Și PNL trebuie să vină cu soluția asta în următoarele luni. Care e soluția? Domnul președinte n-a zis. Dar e un artist, Ana Diva, da, care să strecoră. Exact. Pare așa un mesaj că, bă, hai, încetați cu Bode ăsta, că îmi face și mie rău de acum. Adică e afectată chiar imaginea lui, pentru că nu poți să tași la nesfârșit pe o astfel de temă. Și semnalul ar fi ca să nu mai fie ministru. Eu așa înțeleg că dacă a luat de, s-a legat de data rotativei, asta ar însemna să nu mai fie ministru. Dar asta înseamnă că domnul Bode poate să mai fie ceva. Adică în afară de simplu deputat sau ce-o fi el, senator, că acolo te aleg oamenii și să zicem că oamenii dau pata la mama, se uită pe listă și zic, bă, ne combine că Bode-i plagiator și noi îl votăm pe el. Că uite ce de-a lucruri minunate a făcut. Sau va trebui domnul Bode să facă acum o șmecherie, să fie, nu știu, președinte de cameră, o treabă de genul ăsta, na. Adică să joace la rotativă. Nu știm, vom vedea. Dar toată șmecheria în această poveste este că domnul Iohannis, în fapt, i-a cumpărat niște luni domnului Bode, vedeți? Dacă președintele s-a exprimat și domnul Bode mai scade din putere, nu pleacă azi. Că n-a plecat până la ora asta, adică 3:30 și azi, mamă, pleacă domnul Bode. Nu, surpriză! Domnul Bode mai stă măcar până la rotativă, adică i-a cumpărat teren de joacă. Mie așa îmi face impresia. Al doilea lucru, care pare ieșit așa cam iarăși din spuma mării, domnul Iohannis a fost întrebat despre rotativa guvernamentală și despre ce mai spune domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, în ultimele săptămâni, a vorbit, a adus critici domnului Iohannis și a zis, domnule, mandatele domnului Iohannis sunt pierdute, cu controverse, bătălii inutile. Astăzi, domnul Iohannis a ieșit la televizor și a zis, unii politicieni, sau cum zice el, unii politicieni merg la televizor și ia gura pe dinainte. Și completează spunând despre viitorul guvern. Știți că în luna mai domnul Ciucă trebuie să facă un schimb cu domnul Ciolacu acolo. Voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România, zice el. Adică nicio referire la protocolul cu rotativă, adică nicio chestiune că e o obligație să accepte venirea lui Marcel Ciolacu ca premier. Și atunci când coaliția va decide să facă o schimbare de guvern, se vor prezenta toate părțile interesate, vor prezenta punctele de vedere și în conformitate cu Constituția voi lua atunci decizia care mi se va părea cea mai bună pentru România. Da, ce să vezi? Tremură domnul Ciolacu la asta? Nu, pentru că domnul Ciolacu a zis că dacă domnul Iohannis vrea să arunce țara în aer, dar ce-o fi vrut domnul Iohannis când n-a consimțit la schimbarea asta de guvern deodată? Probabil că s-a așezat în poziție de negociere acum când se împar funcțiile de ministru și
E așa un mesaj de la PNL: Marcele, nu te punem, mă, dacă nu accepti formula noastră de miniștri pe care o vrem noi. Dar nu te obosește metalimbajul ăsta folosit? De mine? Citat, da, nu obosești? Da, uneori mai obosesc, alteori mă mai plictisesc, dar eu, mă rog, lucrând cu chestia asta, pentru mine așa, pentru majoritatea oamenilor vor constata însă că politicienii vor constata că oamenii nu se uită la ei musa, adică multora li se pare o prostie din ce fac ei aici și poate că e și adevărat. Nici n-am mai trecut printr-o schimbare chiar pașnică de putere politică aici și domnul Iohannis, nu știu ce intenție are, dar asta e bănuiala mea, că acum se vor duce și vor negocia. Și până când nu e de acord domnul Ciolacu cu formula guvernamentală dorită de PNL, nu se va întâmpla să-i dea ăsta pata la mama. Deci, asta e tot. Ce să mai zicem? Dacă, cum zicea, aveai chef camelio, cum zicea, mă, domnul Ponta, aveai chef camelio de o bătălie politică, uite că a venit. Nu mai e. De prea mult timp e tot o bătălie la noi. Nimeni nu înțelege nimic. Ce să facem? Ăștia sunt oamenii, să ne bucurăm pentru ei. Marea știi vorba aceea. Atâta s-a putut. Da, atât. Nu, ei pot și mai mult. Stai puțin, înarmează-te cu răbdări. Da, nu mai am nimic de adăugat pe acest caz. M-am gândit să facem mâine în România direct pe chestia asta și... Ne-ești apuizat? Exact, asta e sentimentul meu. Știi, acum vorbind și dându-mi seama, zic, văd mâine, deci promis să vă văd mâine. Dar n-aș, cum să zic, totuși ar trebui să vorbim despre domnul Bode. Aș zice și despre rotativa asta. Rotativa asta, da. Da. Mie îmi place domnul Ciolacu, îmi place și domnul Iohannis. Oameni faini. Da, unul și unul. Cătă, îți mulțumim. Dacă nu ați reușit să ascultați rațiunea zilei de la început, va fi disponibilă în scurt timp pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM.